prieteni, suntem cu domnișoara aici. Am făcut niște clătite pentru doamna Ileana, pentru noi. Am dus și lui Albinuța cu gem, cu ciocolată. Uitați, cu ciocolată, cu gem și vrem să-i ducem și lui doamna Ileana. I-ai dus lui Albinuța? Da. Acum mergem în casă la doamna Ileana. Nu mai am filmat cum le-am făcut, că ne-am grăbit. Le-am făcut foarte repede și na. Așa, o poftă de seară. Mai facem și dulciuri acasă, numai de la magazin să cumpărăm. Bio. Deschide ușa. Cu clătite la bunica Ileana și vrem și noi o notă, bunico. Vreau și eu o notă la Mamă, clătite. și De făcea asta. clătite. Da, vreau să-mi dai o notă. Să-ți dea o notă. Aia e cu gem, Bună, dacă... Mința, Ia cu salutări, ciocolată. dragi prieteni. Ce să spunem pentru Mința? Să-i dăm notă pentru clătite? Ia cu ciocolată mai bine, sau cu gem, cu ce vrei tu. Vreau, cu ce vreau eu, ca să văd care e mai bună. Să văd, îți dau notă sau nu-ți dau? Cu ce vrei tu. Eu nu am A? zis să iei. Să vedem dacă sunt bune. Cu gemul ăla, e gemul de la... Da? Da. Și cu ce le fac cu numințe? Ia zi tu. Păi Ia să a vedem, fost dragi mai prieteni. multe. Îți spunea? Foarte A bun. fost mai multe. Am trimis și lui Albina 4 și... Am dat și Albina. Da. Bunicu Tomiță pentru bunica mândră. Uite, asta are Mamă, găuri. ce... Mamă, ce bune sunt. Asta de ce are găuri aia? Nu știu. Da. Sunt foarte bune, Luminița. Să știi că știi să pregătești. Îmi pare Clătite. bine. Nu am putut filma că nu a avut cine să mă filmeze. Fetele mai sunt și ele plecate, mai în oraș, mai la Sunt foarte cumpărături. bune. Da? Și ăștia sunt toate pentru mine să mănâncă seara asta. Păi nu știu Da. cum vrei. Dacă vrei, mai las și mie. Glumesc, pentru Păi, tine și tu sunt. nu mâncași? Că eu am mâncat afară. Ba da, am mâncat. Am mâncat afară. Da? Credite. Bine, nu mi-au ieșit mie perfecte să fie toate rotunde în o formă. Una mai mică, una mai mare. Așa au ieșit. Păi, la prima dată, Păi nu e bună? prima dată. Am mai făcut. Nu ai făcut? Da. Sunt foarte bune. Dar ca o formă ciudată. Nu, nimic, sunt foarte bune, sunt noi. Nu sunt tari. A formă ciudată. Am 10 puse. Uite ce formă ciudată are asta, cu găurele. Nu sunt bune. Da. Sunt foarte bune. Nu e Să ok. spun ceva. Să spun, să nu mai spun. Ia Și că spune. am căzut. Unde e căzut? Am fost la magazin și am căzut pe stradă. Am fost după ciocolată. Și? Uite, nu mai pot, tu vine să râd. Și? Și... Dat o femeie Nu a dat în mine cu bicicleta. Nu n-a văzut, nici eu n-am văzut-o și a lovit în mine cu bicicleta. Tu erai mică, bicicleta mică și nu vă văzut Mare! niciunul pe alta. Mare era bicicleta. E. Pe bune, nu mint. Nici pe prieteni nu-i mint. Și Îi a zic lovit? adevărul. Și a Nu. lovit? Nu. Nu m-am lovit, dar am vrut să zic. Că a dat o femeie peste mine cu bicicleta. Era beată. Nu știu cum era femeia, amețită, nu știu cum era, dar... Până acum să dea Viorița când e pocăit femeia. Nu știu. Nu știu. Da, a dat peste mine cu bicicleta, am căzut, m-am umplut de nămol și acum mai e nămol pe fustă, mă duc să mă schimb. Du-te și schimbă-te. Da. Da, Mința. Dragi prieteni, Mința a făcut clătite foarte bune. Am luat și o Nu sunt căzătură. la dimisiune una ca și alta, dar sunt așa, dar pentru prima dată e foarte bine, foarte frumos. De acum mai înainte, Lumința trebuie să învață să facă și mâncare, să Dar meargă vezi, pe după peste tot. clătite ca să-ți fac ție, am luat și o căzătură. Păi da. După clătitele astea, am luat și o Păi așa căzătură. se mai întâmplă, mai cade omul, mai se arde la mână, mai... Da? Pe mine a dat bicicleta.
N-ai nimic, lăsa că strice. Dacă tu n-ai văzut bicicleta și bicicleta nu te-a văzut pe tine, cine de vină? Da. Poveste lungă cu bicicleta, nu ți-o mai zic pe toată. Nu, de ce? A. Păi ia zi, de ce? Păi eu m-am dus după maica mea să văd unde e, că am trimis-o să ia ciocolata și m-am dus la jumătate de drum. Da. Acum, eu nu eram bine îmbrăcată, știi? Mm-hmm. Doar bluza și din aia de casă, papuci. Așa. La poartă acolo, la Maria. Mm-hmm. Trecea, am văzut bicicleta, era mai departe când eu eram la poartă la Maria. Da. Și zic, trece și ea pe lângă mine bicicleta, nu direct peste mine. Mai puțin și mă călca. Direct în tine. Direct în mine. Fix ce am zis să nu se întâmple. A venit din spatele tău. Da. Dar era departe. Și a dat peste mine. Și a venit în spatele tău și a dat în tine. Da. Și tu când te-a lovit, tău, ce aici? Nu m-am lovit, că nu am căzut să mă lovesc. Am căzut așa. M-am ținut de bicicletă. Te-ai ținut tot de bicicletă. Da? Da. Lasă că nu-i nimic, a strici. După clătite. Da. Să fi filmat, dar nu a fost cine să mă filmează. Mă mai filma femeia și femeia era supărată că a dat peste mine. Mm. Da, când era. Era foarte supărată. Da. Femeia. Era supărată. Pe bune! Și-a cerut scuze, și-a cerut scuze, am zis, lasă că nu-i nimic. Și după a plecat. Mă sunară și vecinii, mă văzură pe cameră, ce a făcut luminița, căzuș. Care vecini? Mădălina. Dragi prieteni, este foarte bună clătitele, foarte bune clătitele lui Luminița. Să știi că îmi pare bine că am învățat să facă clătite și să ne facă... Și că am căzut? Ai căzut, nu-i nimic, așa se întâmplă când face o... Uitați, dragi prieteni, am numul pe mine. Da, las că nu-i nimic. Vă salutăm, dragi prieteni, vă mulțumim pe frumos să vă abonați la noi la canal, la Elena de la Strehaia, să ne dați și nouă un share. Un share? Ce e la share? Share, așa se spune. Să trimită la prietenii lor ca să vadă și prietenii lor ce facem noi și ce se întâmplă la noi. Da. Astăzi s-a întâmplat un accident cu mine. Accidentul și am căzut. Luminița, da. Și tu nu știi. Filmat. Nu, m-a filmat femeia. Și ea era supărată, săraca, că a dat peste mine. Nu te-a văzut, că erai mică. Nu era mică. Păi de atunci cum nu te-a văzut? Ați dat direct în spatele tău. Nu știu. Era amețită. Nu știu cum era. Nu era. Lasă, poveste lungă, nu mai zicem pe toată. Da, la revedere, dragi prieteni. Vă mulțumim pentru tot. Scrieți în comentarii dacă v-au plăcut clătitele. Bine, n-ați gustat din ele, dar cine vrea rețeta să scrie, vă las rețeta pe comentarii. Ia spune rețeta. Ouă, lapte, din ăla cum zice, esență, mai multe. Uite, zice și Andreea mai departe. Și până acum de ce ne zărăți? Poftim? Păi am zis. Rețeta? A, rețeta nu. Am zis că am făcut clătite pentru tine. Da. Și, dragi prieteni, am văzut pe comentarii, ne-ați lăsat comentarii multe, o grămadă, și despre Albinuța, și despre noi, despre toți, urări de sănătate, de bucurii. Vă mulțumim pentru urări. Pentru vă dorim la fel. Mesajele bune și rele și bune care ne dați, dragi prieteni. Noi vă mulțumim pentru... Nu, prieteni, își lasă părerea. Da. Da, prietenii ne încurajează, ne lasă mesaje frumoase de mulțumim, sănătate, mulțumim, de dragoste. Și păcat că nu pot să răspund la toate. Știi cât de multe sunt, bunicu? Da. Eu stau doar noaptea pe telefon și mă uit. Da, să știți că le văd pe toate. Și vă dau apreciere. Da. Mai și scriu la unii. Mulțumim frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați și lăsați și un comentariu. Vă pupăm!